ori pacienți cronici, ori pacienți cu afecțiuni ușoare. Iar observația doctorului Marius Bucur, medicul cu smurt Galați, se referă la acei pacienți neplătitori ai asigurărilor de sănătate care forțează sistemul, știind că dacă vin la urgență, vor beneficia de servicii medicale gratuite. Iar numărul acestora nu este deloc neglijabil. Peste 68% din gălățenii nu plătesc asigurările la sănătate, dar beneficiază de servicii sanitare și doar 31,82% din populație achită această contribuție. De aceea, anul trecut la nivelul județului, pentru serviciile medicale acordate s-a cheltuit cu peste 115 milioane de lei mai mult decât suma colectată din plata asigurărilor la sănătate.